Forțele navale ar putea avea 3 submarine. Declarația a fost făcută de ministrul apărării în fața echipajului fregatei Regele Ferdinand. În prezent, în Marina Militară, există un singur submarin, Delfinul, care este nefolosit de 22 de ani. Să trăiți! Sergent de submarine Aurică Tudorache. Mai exact, am grijă de singurul nostru submarin, de Delfinuțul. Doar eu am mai rămas din tot echipajul. Au plecat care încotro, pe Spania, pe Italia, pe Germania. Domnul comandant Marinică e taximetrist pe gondolă la Veneția, da, face banul, domne, mai vorbesc cu dânsul la telefon. Îi era teamă că poate bagă ăștia Uber și pe gondole. Așa ar fi fost papuiu. Domne, de ce vă deranjez? Eu am decis să protestez. Da, mie nu-mi place chestia asta cu forțele navale, să cumpărăm submarine, căci că să luăm dale atomice de la americani, că să-l dăm pe Delfinuțul. Așa îi zic eu lui Delfinul. Deci nu, nu, Delfinul nu pleacă de aici. În primul rând că Delfinul aici s-a născut, aici a trăit, domne, toată viața lui, în port. El nu e submarin ăsta de luptă, să fie clar. Delfinul nu e de luptă. Delfinul e submarin de companie. Delfinul urăște violența, da? El nici la filme de-astea cu război nu se uită. Nu, dar se ducă el la luptă. S-a uitat odată la Salvați-l pe soldatul ăla, Ryan sau ceva, a leșinat de 3 ori, domne. Îl stropeam cu apă pe față. Am zis că îl pierd atunci, da. Cu Delfinul poți să te duci la luptă așa, dacă vrei să vezi o luptă mai de aproape, dar el nu se bagă, nu se bagă. Și cum să-l dai, mă, pe Delfinuțu? Că eu stau pe Delfinuțu, da, mi-am vândut apartamentul, mi-am vândut tot ca să am grijă de el. Că pe nimeni n-a interesat în toți anii ăștia ce se întâmplă cu el. Iar acum și-au amintit toți: a, stai, bă, că noi avem un submarin. Nu aveți, bă, nu aveți. Am un submarin. Delfinuțu e al meu, da? A, uită-l aici. Uită-l aici, dragoste pe viață. Păi da, mă rog, îl mai am și... Dar nu pot să vă arăt acum. Când îi au pe ăștia, îmi vine să... Doamne, că forțele NATO, că alianța, că partenerii noștri strategici. Faceți ce vreți, bă, mă retrag cu Delfinuțul pe Dunăre undeva. Păi da, merg încolo până pe la Belina. Ne-o primi și pe noi, domnul Dragnea, care suflet bun. Păi se putea, mă, să stea și el liniștit la bătrânețe, Delfinuțul? Nu se putea. Eu l-am protejat în tot timpul ăsta, nu i-am zis nimic. Dacă aude, mie să nu crape naiba vreo bobină în el. O să-l aveți pe conștiință, bă, o să-l aveți pe conștiință, cum aveți și mulți, mulți alți bătrâni din țara asta. Dar de ce credeți, bă, că îi zice Delfinul? A? Dacă era vreo răutate de-asta, vreo bestie a adâncurilor, îi zicea rechinul, bă, rechinul, ucigaș, chestii de-astea. Delfinuțul meu. Deci să nu mai avem discuții, da? Delfinul nu pleacă de aici. Iar să luăm alte submarine de-asta noi, bă, mi se pare o mare prostie. În primul rând, Delfinuțul n-a văzut în viața lui alte submarine. O să se sperie, vă dați seama, stres, inimă rea. Eu sunt aici, vă promit să apăr cum pot. Ne scufundăm împreună la cea mai mică mișcare suspectă, da. A trecut cineva ieri pe aici și a strănutat. I s-a spart periscopul Delfinuțului. Și ce flotă de submarine, mă! Ce să luptăm noi pe la fund, mă! Bă, bărbații adevărați luptă la suprafață, nu se ascund. Numai lași, mă, se bagă, se ascund ei să alea. La suprafață, tăticu, în luptă dreaptă, așa a fost românul. Că noi suntem români tradițional, da? Plus că, băi deștepților, ce facem, mă, cu tactica noastră, a? Cu tactica noastră tradițională, mă. Nu aia lui Nehalagia, mă, cu focul la ei, aia e la fotbal. Cu tactica noastră de război, tactica pârjolirii. Cum pârjolim, mă, noi în apă? Cum mai dăm noi foc la hol de apă? Cum mai otrăvim noi fântânile în apă? Nu v-ați gândit, nu? Lasă, mă, lasă, că s-a gândit Aurică, normal.
Și ce dacă ne cucerez, mă, ăștia cu submarinele fundul apei? Ce mare scofal! Ce făceam noi pe fundul mării, mă? Aud? Nimic! Iar la mal n-au cum să ajungă, nu? Păi acolo sunt algele alea împuțite și mai sunt și barierele de peturi și de pungi de chipsuri aruncate de turiști. Deci să ne înțelegem, pe aici nu se trece. Și atunci de ce să-l supunem noi pe delfinuțul la tot acest stres? A? De ce să-i otrăvim bătrânețea lui delfinuțul? Lasă-i, frățicule, să apere fundul mării pe aia care exploatează acolo gaze naturale și petrol. Că din ce știu eu, nu sunt firme din România. Din ce știu eu, nu plătesc nimic la statul român. Că la statul român așa e, vin firmele, exploatează și după aia ne judecăm cu ele pentru redevențe. Mă rog, mai întâi ne rugăm de ele, după aia zicem că nu ne vindem țara, că suntem mândri că suntem români și după aia mai pierdem și procesele. Lăsați-i pe ăștia să apere fundul mării, fundul mării din fundul ăsta de lume. Auzi tu, să dai nu știu câte miliarde acum ca să cumperi submarine atomice, mă? Doamne! Băi, ăștia, mai bine îi dai șpagă, bă, dacă te atacă cineva, pe bune. Vin niște submarine? Ok, lăs-mă de aici 2, 3, 5 milioane de euro și pa, pa, vă faceți și voi că nu ne-ați găsit. Am ajuns de băgăm toți banii în apărare. Dar ce apărăm? Drumuri rupte, școli dărâmate, spitale infectate. La cât de proști suntem, mă mir că nu punem banii pe alba neagră. Toți banii. E, ce vorbești, să-i înmulțim, nu? Ia că... Mă scuzați, s-a trezit delfinuțul, îl scot puțin pe la mal, da, să se mai dezmorțească. Uite-l, mă, uite-l, ce frumos e! Aolo, să ascund pancarta asta, că nu intră la idei. Nu vede până aici, nu, v-am zis, are periscopul spart, nu? Vă salut! Ce faci, mă, băiatul tata, mă? Cine, mă, băiatul meu frumos, mă, delfinuțul meu?